Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e domnul Dinu Zamfirescu, un profesionist al supraviețuirii, aș spune, domnule Zamfirescu. Oarecum, nu știu, nu-mi dau seama. Oarecum? Da. O să le spun telespectatorilor că invitatul meu e un om care la 93 de ani își face cumpărăturile la supermarket, acolo v-am găsit când v-am telefonat prima dată, se descurcă singur, are serviciu, munciți, sunteți un om prezent. Încă da. Și ați învins și o boală extraordinar de gravă, boala secolului. Da. Ați reușit să luptați cu ea și să învingeți. La ce vârstă ați făcut-o? Păi, nu de mult. Un an de zile. Câte ședințe de radioterapie ați făcut? 30. Nu vi se pare formidabil? Mie mi se pare normal. Vi se pare normal? Mi se pare normal că este, e firesc să fie așa. Cum e firesc când toți colegii dumneavoastră cu care la începutul anilor 90, sper acum lumea să nu închidă televizoarele, ați înființat Partidul Național Liberal, sunteți ceea ce se cheamă un senior liberal cu o formulă care nu vă place. De ce nu vă place? Nu, nu știu, e poate prea pretențioasă. Aha. Dar sunt unul dintre cei mai vechi membri ai acestui partid. Și sunteți ultimul supraviețuitor al membrilor fondatori. Exact. Din cei 12. Exact. Eu aici sunt plină de sute de pagini și de extrase din cărțile dumneavoastră. Figurează o mulțime de personaje care sunt nume de străzi, care sunt statui, nume intrate în istoria României. Da. Sunteți nepotul generalului Praporgescu. Pe care nu l-am cunoscut. Nu l-ați prins, dar pe mama o chema Praporgescu. Praporgescu, sigur că da. El a murit în primul război mondial. Erou al primului război. Da. Dumneavoastră v-ați născut în 1929. Și ați fost crescut de familia Brătianu. Parțial, să spunem, pentru că pe mine m-a crescut practic bunica paternă, Angela, doctor Toma Ionescu, așa cum își spunea ea. Deși pe tatăl dumneavoastră îl chema Zamfirescu, dar ea, după ce a murit primul ei soț, s-a recăsătorit cu profesorul Toma Ionescu. Celebrul chirurg intrat în istoria medicinii românești. Volens, am cunoscut în casa bunicii mele o serie de oameni care se cunoșteau, erau prieteni și defilau prin această casă. Erați acolo, dar deloc alintat. Am înțeles că era o bunică destul de dură. Foarte dură. Am simțit foarte mult absența unei călduri materne. Și cu ce ați compensat lipsa căldurii materne? Eram atașat de animale, de câini, de pisici care erau prin casă și erau singuri. Și era un fel de consolare. Vorbeam, de exemplu, cu o cățea de vânătoare, îi spuneam Doli. Câteodată vorbeam cu ea așa, ca și cum aș fi vorbit cu cineva. Aveați impresia că vă înțelege mai bine decât oamenii? Aveam impresia că mă ascultă. Pe când cei mari nu vă ascultau? Bunica mea era foarte strictă, dar trebuie să recunosc că a contribuit foarte mult la educația mea și la formarea mea. Toma Ionescu murise când v-ați mutat la bunica. El a murit cu 3 ani înainte să mă nasc eu. Și dumneavoastră ați plecat la bunica la 5 ani. Până la 5 ani ați stat cu mama. Da, am stat cu mama. Da, care nu era căsătorit atunci, erau divorțați. Eram crescut de mama mea, care avea și ea o mamă, deci bunică maternă, care era foarte drăguță. Deci aveați bunica dură și bunica blândă. Exact. Și aveam o Fräulein, o nemțoaică. Eu până la vârsta de 5 ani nu vorbeam decât nemțește, nu am vorbit românește. Ori s-a întâmplat un lucru. În casa unde locuiam era o cameră locuită de o doamnă. Doamna asta mă invita la ea în cameră și mi-a arătat o serie întreagă de fotografii, reviste germane, unde se arăta Hitler care vorbea și era în fotografie așa, care practic m-au îngrozit, figura lui Hitler. Probabil va speria mustața, transmis ceva. Ceva mi-a transmis că m-am refuzat și din momentul ăla n-am mai vrut să vorbesc nemțește. Asta a coincis și cu translarea mea către bunica paternă. Acțiunea se petrece în anii 30, când o bună parte a intelectualilor români erau pro-Germania, pe când dumneavoastră ați fost toată viața pro-Anglia, America, absolut, regele și patria. Prima mea arestare a fost cu ocazia
manifestației de 8 noiembrie 1945. Eram deja în liceu, eram tânăr. Aveați 16 ani? Aveam 16 ani. Când populația speriată și indignată de ocupația sovietică vedea în regele Mihai o salvare pentru noi, tinerii. Era un simbol, era un om tânăr, frumos, care ne plăcea, era liber, umbla singur, fără gărzi după el, conducea singur mașini decapotabile. Sigur, eram apropiați într-un fel și ca vârstă, l-am cunoscut mult mai târziu și am avut mai multe discuții cu el și am fost chiar un apropiat, mai ales cât am fost în străinătate, în exil. Ați fost în exil între 1975 și 1995, când sunteți dintre puțini excentrici care s-au întors în țara mumă, lăsându-și la Paris familia. Da. Sunteți un om pe care viața nu l-a protejat. Nu, adică ați avut 5 arestări, ați avut norocul totuși că la 5 arestări ați făcut de fiecare dată condamnări scurte. Da. N-au fost lungi, dar timpul petrecut la securitate a fost dur. La a doua, pare arestare, ați ieșit umflat de bătaie și v-a bătut o femeie, comisar. Era Ziua Femeii, 8 martie. Plecasem de la liceu cu un coleg. Hai să mergem la un film pe Bulevardul Elisabeta, unde erau cinematografele. Și pe drum am ajuns la Capșa, la teatru de revistă actualmente. Era un discurs al Anei Paucăr, care a aniversat Ziua Femeii. Erau mulți agenți de siguranță. Nu era securitate pe vremea aia, era siguranță. Civil. Și îi spun acestui prieten al meu, hai de aici, că e cu tovărășie. În momentul ăla s-au repezit la noi vreo câțiva indivizi din ăștia civili de acolo, noi am fugit, el într-o parte, eu în altă parte. Eu am luat-o pe o stradă, el pe altă stradă și după mine a început să strige, prindeți hoțul că a furat poșeta unei doamne. Și m-a prins poliția. Miliția. Și am fost dus la prefectură, pentru că siguranța era la etajul 3 la prefectura de poliție atunci. Doi oameni mă țineau așa cu mâinile la spate și ea mă bătea. Ea cine? Ea, această comisar, Mary Shmilovich s-a numit. Era comisar sovietic? Era, nu, român. Descrieți-ne. Era o femeie, nu, oricine are... nu înaltă, destul de solidă, însă scurt, o figură rotundă și dădea cât putea, dar bum, bum, cu pumnii așa, pac, 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 numai la cap. După care m-au lăsat, nu m-au ținut acolo mult. De ce? Cineva a văzut că am fost arestat și a dat telefon mamei mele. Erați minor. Da. Doamnă, am văzut pe Dinu, pe fiul dumneavoastră, dus acolo. Ea a telefonat secretarului general al Partidului Liberal, Bebe Brătianu. Nu fusese desființat partidul, nu, încă. Care a venit la prefectura de poliție și am fost eliberat repede. Ce s-o fi ales de această comisăreasă? Nu știu. I-am aflat adresa comisarului, alu Feldman, știam. O țin minte, strada Mașina de Pâine 33. Cu ce ocazie? Nu știu, m-am interesat cumva. De ce vă interesa adresa lui? Să știu unde e. Ați vrut vreodată să vă răzbunați? Nu. Să fiți contele de Monte Cristo care revine? Nici vorbă. Îți trebuiau mijloace. Și nu le-ați avut. Nu, dar nici m-am gândit. Adolescent fiind, v-a lipsit căldura maternă. Da. Dar în rest ați avut tot ce vă trebuie. Absolut. Bunica ce spunea? Avem tot ce ne trebuie. N-avem mai mult, dar aveam mai mult decât suficient. Aveați ce? Bonă? Șofer? Da, sigur că da. Adică o armată. Moșia de... din județul Călăraș. Da, 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 dar da. Bunica era o muncitoare, nu era... Da, și foarte energică. Genul bibelou. Nu, ea ținea moșia. Ea era cea care mergea și noaptea pe câmp cu pândariul după ea. Ca să ce? Ca să vadă ce se întâmplă dacă nu vin să fure. M-a impresionat că și-a vândut niște bijuterii ca să-și cumpere mașini agricole. Exact. Poate bunica dură v-a crescut bine. Da. Mai spartan. Pentru că ați văzut dintr-o dată, dintr-un copil care avea de toate, cum a zis bunica, ați văzut spectacolul prăbușirii. E o secvență dureroasă asta. Locuiam într-un apartament, într-un bloc pe Bulevardul Carol, la etajul întâi, un apartament destul de mare,
4 camere plus hol, dar în perioada postbelică o cameră a fost la un moment dat luată de sovietici, o familie de ofițeri ruși. Pe urmă au plecat rușii și a venit un redactor de la Scânteia. Adică v-au băgat chiriași. Chiriași... Vorba vine. Da. Colocatari. Colocatari. Bucătărie comună. Absolut. Bucătărie comună. Băie comună, totul comun. Și la un moment dat au venit niște tovarăși. Băi, am venit să vă evacuăm. Și eu am încărcat întreaga mobilă cu tot ce era. Cu veselă, cu tot, absolut tot ce era. Și au plecat cu ele. Dar zic, noi unde mergem? A zice, aveți o casă în comuna Voluntași, lângă pădurea Andronache. Și m-am dus acolo. Acolo era o casă neterminată, fără acoperiș, și mobila era făcută zob, ca și cum era aruncată din camioane cu tot ce era acolo. Era un morman de lemne, de cioburi, de... În fine, tot ce era mobilă, dar era făcută praf. Vedeți ce-i și viața asta? Mobilă comandată de bunica la Viena. Exact. Cristale venețiene. Da. De toate s-a ales praful. Absolut. Într-o clipă, da. La propriu și la figurat. Absolut. Eu m-am dus la mama mea, cu tatăl meu Viteg, cu Dan Brătianu, și bunica mea la un frate al ei care avea o casă în București. Și am fost la mama mea un timp și ne-a dat afară și de acolo. Și ne-am mutat în casa lui Dinu Brătianu, care fusese arestat deja. Dar casa nu-i fusese încă naționalizată. Casa nu era încă naționalizată, mai era soția și mai era încă soția unuia dintre băieții din Oni Brătianu. El era la o fabrică din țară și era aici. După care, după vreo 10 zile, ne-a dat afară și de acolo. Și atunci a fost perioada în care practic am stat pe stradă. Și am fost de față când acestei mătuși al mele, nevasta lui Oni Brătianu, i s-au luat inelele din deget și cerceii de la urechi. Scoate-le, nu știu ce. Eu am protestat, ea mi-a spus, taci din gură, lasă-mă. Mama a făcut o plângere, domne, mi-au rămas lucruri, n-am cu ce să mă îmbrac. Și după vreo 2-3 zile, zice, mergeți să le luați. Erau acolo niște rupturi, niște... Era altceva. Nu erau lucrurile ei. Formidabil. Da. Asta, pentru ea, săraca, a fost un șoc. Mama dumneavoastră a avut 2 mariaje și tatăl dumneavoastră, povestiți în carte, că a avut vreo 5 mariaje și că toate soțiile se purtau foarte frumos cu dumneavoastră. Nu vă șoca faptul că tata mereu prezenta o altă mamă adoptivă? Nu, pentru că la început era cea de-a doua soție. A fost chiar nunta la țară, acolo, la Radovanu. Eram copil, zic, eu nu mă culc, trebuie să mă culc cu mireasa. Și a venit mireasa, era îmbrăcată, în fine, vine, hai să ne culcăm împreună, nu știu ce, asta lângă mine, până am adormit și, în fine, și am adormit liniștit. Dar celelalte, nu, chiar s-au comportat foarte bine. Tata ce meserie făcea? Era avocat, dar... Pledant? Nu era pledant. Din ce trăia? Din banii bunicii? În principal din banii bunicii. Și până la urmă tata... A murit singur sau era totuși însurat? A murit singur, eu m-am ocupat de el, la București, după 89, în 93 a murit el. Și el a lucrat în construcții. A avut o casă? Nu, n-a avut. Adică avusese, dar... Întreb cum l-a prins 90, avea casă sau nu? Nu, n-avea. Ați reușit să recuperați ceva din proprietățile familiei? Până în ziua de astăzi nu. Niște clădiri le-am recuperat pe cale juridică, judiciară, până la înalta curte. Am câștigat toate aceste procese, dar de mulți ani sunt blocate la această instituție care se ocupă cu retrocedările și nu mi-a venit rând. Deci din 95 și până azi, dumneavoastră, care totuși nu sunteți un om de pe stradă, ci sunteți întemeietor al Partidului Liberal, partid aflat totuși la conducerea României, nu? Aveți toate procesele câștigate. Da. Și totuși n-ați văzut niciun leu? Nu. Atunci mă întreb un om obișnuit, cum funcționează justiția în țara asta? Poate are alte relații. Și dumneavoastră n-aveți relații. Și eu n-am relații. Deci concluzia de aici ar fi că în România democratică de astăzi, ce contează cel mai mult sunt relațiile. Mă tem că da. La psihoterapeut ați fost vreodată?
Nu. Dar vă dați seama ce materie ați furniza unui psihoterapeut cu atâtea mame, tați, divorțuri, țări, slujbe? Vă dați seama, bietul dumneavoastră suflet, la ce bombardament a fost supus sau nu vă dați seama? Nu realizez. N-ați disperat niciodată. Nu. Când v-a fost foame, ați descărcat niște bolovani, v-ați cumpărat mâncare și ați spus, asta e. Ce să faci? Asta e. Asta e, n-ai altă soluție. Era singurul mijloc de trai, pentru că descărcat unui vagon erau 200 de lei noaptea. Dar, în același timp, n-aveam unde să stau. Dormeam prin parcurile publice. Unde ați dormit cel mai mult? În grădina Ioanid și în grădina Icoanei. Vă culcați pe bancă? Pe bancă. Dar veneau sergenții, circulați. Pe unde să circul? N-am casă, n-am nimic. Era noaptea, nu? Da, și spuneam, domnule, arestați-mă. Păi n-avem motive. Zic, cel puțin acolo stau undeva, la adăpost. N-aveți o tandrețe așa când intrați în grădina Icoanei, în parc, da, și acum vedeți băncile? Au trecut. Da. Ce părere aveți de imaginea asta? Un Charlot al unor vremuri crunte. Asta a fost situația. Nu aveam de ales. Dar spuneți-mi, dumneavoastră care ați copilărit printre brătieni, că mergeați la mama, Dan Brătianu era tatăl dumneavoastră. Sigur. Vitreg, iar Dinu Brătianu a fost, ca să zic așa, bunicul Vitreg, deși expresia nu există, fiindcă bunicii nu sunt niciodată vitregi, am înțeles că a fost pentru dumneavoastră un bunic bun. Bun. Adică se comporta cu mine foarte așa, făcea cadouri, pentru că eu n-am avut bunici în viață. Când m-am născut, erau amândoi morți. La Florica mergeam. Zice, moșia brătienilor. Da. Și ne așezam pe o bancă și îmi povestea, zice, cum lucrau ei când erau tineri și cum tata lor le spunea cum ce să facă fiecare. Deci Dinu Brătianu, bunicul, cum ar veni, a investit în dumneavoastră ceva. Ce dumneavoastră la 17 ani ați îngropat și practic ați reluat totul după 89. Da. Spuneți-mi, familia brătienilor e o familie care a pus temeliile statului român modern. Dar nu singură. Ci împreună cu? Împreună cu monarhia. Dar brătienii au fost înainte de monarhie. Lui Brătianu îi se datorează ideea de a aduce... De a aduce un domnitor străin și l-a însoțit pe Carol I în drumul lui din Germania până în România. Primul brătianu al istoriei, care este? Ion Brătianu. Ion Brătianu. La universitate, statuia pe lângă care trec toți oamenii, e statuia cărui brătianu? A lui Ion. Dintre toți brătienii, cel mai important brătianu după dumneavoastră, care e? Primul Ion sau cel care a fost la guvernare cel mai mult? E greu între Ion și Ionel. Care a fost cel mai mult la guvernare? Nu, care a făcut cel mai mult pentru țara asta. Dinu Brătianu mi-a explicat odată cum erau ei organizați. Era frate cu Ionel și cu Vintila. Trei frați. Erau trei frați. Primul era Ionel, al doilea Dinu și al treilea Vintila. Erau fiii lui Ion Brătianu? Fiii lui Ion Brătianu. Deci fiii statuii de la universitate. Ion a pus bazele împreună cu domnitorul și pormă regele Carol I, bazele unui stat cât de cât modern. Pe când celălalt a fost întregitorul. Adică reunirea provinciilor românești care erau înstrăinate, care au revenit la patria mamă. Transilvania, Basarabia, Bucovina. Deci de Ionel Brătianu se leagă România Mare. România Mare, exact. El a avut un singur fiu pe Gheorghe Brătianu, care a fost istoric. Și a făcut la un moment dat un mic partid, era puțin certat cu unchii lui. Înainte de război. Înainte de război. Și pe urmă era Vintila Brătianu, fratele lui Ionel, care se ocupa de partea financiară, de finanțe, a fost ministru de finanțe și era omul care a organizat și Partidul Liberal în interiorul lui. Dar Dinu Brătianu a făcut mai târziu politică pentru că s-a ocupat de administrarea bunurilor familiei. Și dumneavoastră ați fost în familia lui Dinu. Al lui Dinu, da. Care câți copii a avut? Trei. Tot trei, se purta cu trei. Da, și ceilalți doi, Vintilă și Ionel? Ionel l-a avut pe Gheorghe. Care era certat cu unchii, am înțeles. Cu unchii, pe urmă, s-au împăcat. Pe urmă, Vintilă, care a avut pe Vintilică. Care a făcut politică? Parțial a făcut politică. Bineînțeles, liberală. Toată familia asta era liberal. Așa. Și Dinu, deci, ce copii a avut? Dinu a avut așa, Oni, Ion. Da. Dinchi, Constantin.
și Dan. Tatăl dumneavoastră, Vitreg. Vitreg, da. Dan. Și cine era cel mai simpatic dintre toți brătienii pe care i-ați cunoscut? Oni era foarte simpatic. Care n-a făcut politică. Care n-a făcut politică. Ce s-a ales de el? A făcut pușcărie. Și el. El e inginer. Și se ocupa de fabrica de hârtie. Sub comuniști? Și sub comuniști, dar n-a mai fost director. A fost scos, bineînțeles. Și deportat în Bărăgan. A făcut pușcărie și, pe urmă, deportat în Bărăgan. Da, pe urmă a murit. Nu e cel care s-a însurat cu văduva lui Zelea Codreanu? Nu. Dar cine s-a însurat cu văduva lui Zelea? Un frate al mamei mele. Domnule Zanfirescu, am impresia că ne-am rătăcit într-o junglă. Da, ce să facem? Ne pierdem printre brătieni. Mama a fost căsătorită cu Dan Brăteanu câtă vreme? Că la un moment dat am văzut că au divorțat. A divorțat. Nu se înțelegeau. Chiar nu se înțelegeau. Câți ani aveați? Erați mărișor când s-au despărțit? Da, sigur că da. Am fost și martor la procesul de divorț. De ce? Pentru că, să spun că nu se înțeleg. Și mama s-a mai recăsătorit vreodată? Nu. Dar nu. El? El s-a recăsătorit. A avut copii? Nu, a avut copii cu mama mea, sora mea. Mama dumneavoastră, a avut-o pe sora dumneavoastră? Dina. A, da. Dinu și Dina. Da. Între dumneavoastră ce diferență e? Cam 14 ani. Deci sora dumneavoastră era Dina Brătianu. Da. Și care s-a măritat? Cu Sandu Misirliu, bun prieten al meu. Ea mai trăiește la Paris. El a murit recent, Sandu. Ei îi datorați evadarea din România de din 75. De fapt, cumnatului îi datorez. De ce? El a fost motorul. Eu am cerut să plec în vizită, în străinătate, la sora mea. Am fost respins de 23 de ori în un număr de ani. Dar în 75 ați reușit să plecați în străinătate pentru că ați fost cumpărat. Am fost cumpărat. Cu 5.000 de dolari. Cumnatul meu și cu sora mea au făcut tot felul de demersuri că auziseră de la un amic, Radu Câmpeanu, care plecase tot așa cumpărat. Că se poate. Care e filiera? Poate? Care e filiera? Și am găsit filiera respectivă, era un domn Iacobăr, care se ocupa cu cumpărarea sau vânzarea de oameni. Bine, dar era neoficială toată treaba. Sau semi-oficială. Semi. Deci Iacobăr vărsa banii sau cel puțin parțial. Și autorității comuniste de atunci. Care contra sumei respective eliberau pașaportul. Așa, am plecat cu toții, cu avionul. Cu 25 de kilograme de boarfe. La Paris, și o la început. Și o pisică, da. Țupi, ea săraca... S-a aclimatizat la Paris. S-a aclimatizat. A mai trăit. Prindea vrăbii pe fereastră. Da? Făcea, nu știu, un zgomot așa care a imitat ciripitul vrăbilor și le înhăța. A. Am prins-o cu vrăbia în gură. Am văzut că la început a tras mâța de coadă. Ăsta-i cuvântul la Paris. Exact. Ați scris 400 de scrisori, n-ați găsit Absolut. Servicii, ați luat-o de la munca de jos și acolo. Absolut. Urmă a găsit și soția mea. În contabilitate a lucrat. La capitolul sentimental, da. Spuneți-mi, ați avut două mariaje. Da. Unul scurt de tot. Pentru că eu am plecat în provincie, eu am rămas în București, să mi se piardă urmă, lucrând pe diverse șantiere. Și atunci am spus, dom'le, nu poți să fii legată de mine, poți să suferi din cauza mea, e bine să divorțăm. Și am rămas bun prieten. Pe urmă și-a găsit pe altcineva și a avut și un copil. Și dumneavoastră peste și câțiva ani v-ați căsătorit cu Lia. Exact, am cunoscut-o lângă Sibiu, la Tălmaciu, ea fiind studentă la Cluj, în economie politică. Și eu eram tehnician, constructor, normator, șef normator. Dar ce n-ați fost? Mai... Chiar spuneți-mi acum, într-o paranteză, da. Ce meserie ați făcut? Prima mea funcție a fost de pontator. 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 Pontator, magazioner. Pe urmă, am făcut o școală de normatori, am avansat normator șef și am devenit diriginte de șantier. Dar vedeți, domnule Zanfirescu, da. Mă uit la dumneavoastră, câți oameni pot avea traseul profesional într-un asemenea arc atât de spectaculos? Astăzi sunteți secretar de stat, cercetător da. Științific. Sunt în CNSAS cu Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, unde nu vă plictisiți, nu? Că am auzit că sunt 27 de kilometri exact. De arhive. Da, 28 chiar. 28? A mai da, crescut? A mai crescut. Mai cresc. Tot, da? Tot cresc. Deci aveți ce citi. Da. Ne întoarcem la capitolul sentimental. V-ați îndrăgostit de Lia? Săsoică. Și am avut o fetiță după ce ne-am căsătorit. În 62. Ioana.
Și fetița ce meserie a făcut la Paris? După ce a terminat liceu, a făcut două școli, una de la Sorbona de germanistică și alta de comunicații. A plecat din România la 12 ani. A fost mai greu la început cu limba franceză. Acolo învățământul foarte mult înscris și erau dictări. Notele fiind de la 0 la 20. Ori venea acasă cu 0 la dictare. 0 azi, 0 mâine, 0. Și am mers la profesor. Domnule, ce se întâmplă? Păi, zice, nu pot să fac o diferență între ceilalți elevi. Fac aceeași materie pentru toți. Bine. Și întreb pe fată, de cum faceți voi dictările? Zice, uite, ne citește astăzi un text și mâine ni-l dictează. E, ia, ce v-ați citit azi? Hai să facem dictare. Și săraca de ea am chinuit-o până când a început să scrie bine și de la 0 a venit cu 18. Fata are copii? Nu. E căsătorită cu un francez și el are o firmă a lui, mă rog. În 95, da. Aveați 65 de ani, v-ați pensionat, ați fost profesor. Profesor de dreptul construcțiilor, învățământul mediu și superior. Eu am practicat în țară, după tot felul de aventuri, am lucrat cam 20 de ani, 20 și ceva de ani în construcții, da. Și am rămas cu cunoștințe, bineînțeles, de acolo. Și în timpul ăsta ați fost și corespondent la BBC de la Paris, ați făcut colaborări în presă, da. Pentru că erați un om cultivat. Nu degeaba ați făcut facultatea în România cale de 26 de ani. Absolut. Câți oameni mai găsim noi în România care 26 de ani au lucrat până și-au luat diploma? Da, așa a fost. Și am încercat să-mi iau... Am fost exmatriculat din trei facultăți. Facultatea de Drept din București, Facultatea de Istorie din București, Facultatea de Drept din Cluj. Și finalmente ați terminat la fără frecvență Facultatea, da, de Drept. În 73. Și trebuie să spun că am citit în volumul de interviuri pe care vi le-a luat în serie un tânăr istoric, Tudor Vișan Miu, la editura Corint. Se cheamă Istorie cu blazon. Și ce credeți? Am citit memoriul dumneavoastră către Ceaușescu. Îl mai țineți minte? Parțial. Iată, 17 mai 1972. Da. Deci ați scris memoriu în 72 și ați plecat doar în 75. Da. 3 ani v-a răspuns cineva la memoriu? Nu. Spuneți, sunt în situația de a nu mai răspunde la telefon, că ziceați că sunt telefoanele ascultate, de a privi cu suspiciune orice om din preajmă sau fiecare privire de pe stradă. Și spuneți, nu pot să înțeleg de ce, după peste 20 de ani de când n-am mai avut nicio activitate politică, atunci când am avut-o, eram de 16-18 ani, trebuie să suport niște consecințe și că vi se cere socoteală pentru ceva ce ați făcut pe când erați elev de liceu. Deci era vorba de niște oameni teribil de tineri, care au avut niște opțiuni politice și nu sunt o crimă opțiunile politice. Absolut deloc. Și pentru asta au plătit cale de o viață, adică asta mi se pare aberant. Asta era proprie regimului comunist și regimurilor totalitare. După Revoluție, în 1989, am venit în țară, în 29 decembrie 89. Am venit cu primul avion care putea să vină în țară. De capul dumneavoastră? De capul meu. Nu trimis de nimeni, că unii v-au făcut spion mai târziu. Eram membru al Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, care era înființată la Paris de mulți ani și în care am activat în sănătate. Eram câțiva mai active acolo, printre care fata Doinei Cornea, Ariadna Comp. Care s-a prăpădit. Mihnea Berindei. Și el s-a prăpădit. Da, și cu mine, și care eram numiți la un moment dat românii de serviciu. Deci veneam, făceam naveta între Paris și București. Și zic, dom'le, hai să mergem în țară. Soția a spus că nu. Zic că atunci n-are rost să mai rămânem căsătoriți, eu fiind aici și tu la Paris. Și am divorțat. Ne-am pus de acord, ea păstrându-și numele de Zamfirescu. Deci n-a vrut să vină până când... În fine, ea a murit la Paris. Ați fost la mormântare. Nu puteam să merg în situația respectivă. Erau niște tratamente, trebuia să le fac cu regularitate și... Dar am vorbit cu ea la telefon până aproape în ultima zi. A fost exact în perioada în care v-ați îmbolnăvit și ați făcut radioterapiile. Fetița ce a spus când ați plecat?
Ea cred că m-a înțeles. Asta mi se pare admirabil la dumneavoastră. Cu umor, cu modestie, cu discreție, ați suportat lucruri care pe alții ar fi terminat. Și ați avut puterea să luați viața de la capăt de mai multe ori. Da. E formidabil. Asta e firea mea, nu știu cum să zic. Privind Partidul Liberal, da, un partid de asemenea tradiție, da, cu asemenea oameni arși de ideea de patriotism, da, și da, de Românie modernă și așa mai departe, și privind partidul de astăzi, nu vedeți o, cum să spun, o ruptură? Eu de mulți ani nu am mai putut să activez direct în partid. N-am voie. A, că sunteți în CNSAS. Poți să ai opinii istorice, să zicem, dar nu politice partizane. Dar de moralitate publică? Da, bine, aia e altceva. Ați avea ca senior liberal obligația să interveniți și să spuneți. Mare lucru tot nu puteai să faci. Că era o voce aproape singulară. Vă simțiți singur? De multe ori. V-ați gândit vreodată că v-au dat funcția asta la CNSAS ca să scape de dumneavoastră? Nu neapărat, pentru că eu m-am preocupat de chestiunile astea securistice. Adică ați scris cărți, da, după dosare, da, am văzut, pe documente. Au spus, tu cunoști chestiile astea. Dar v-au și pus pe linie moartă așa. Categoric. Altă întrebare, de ce nu s-a înțeles Rațiu cu Coposu? Că spuneți în carte că erau animozități între ei. Eu am discutat cu Coposu chestia cu Rațiu. Și? Și zice, dragă, nu dă un ban pentru partid. El dă bani pentru organizația lui de la Buzău. Și atât. Dar era unul dintre motive. Apropo de bani pentru partid, povestiți în cartea de interviuri, da, citez, în România, ca să fii pe liste, îți trebuie bani. Eu nu am. M-a întrebat un șef de partid, domnule, vreți să candidez la alegerile astea? Zic, m-ar interesa să merg la Senat. Zic, dar nu, n-am bani, atunci nu se pune problemă. De ce? Pentru că o campanie electorală înseamnă foarte mulți bani, pe care partidul ca partid nu are. Bine, faci campania și pe urmă te prezinți cu niște oameni mediocri. Este autodistrugere aici. Eu știu. Da, așa s-a întâmplat. Nu rămâneți siderat când vedeți că într-un moment de, totuși, democrație, da, selecția valorilor e atât de bolnavă în România? Este bolnavă și pentru că nu există o educație politică. Partidele nu își fac în cadrul partidului educație politică. În orice caz, sunt liberali autentici. Unii însă nu prea știu ce e aia liberalism. Unii nu știu. Nu prea știu. Niciodată nu e prea târziu să descoperi liberalism. Da, nu e prea târziu, dar zic, eu că este starea firească de gândire umană, liberalismul. Să fii liber, să te poți exprima liber. Nu ești de acord, spui, ai dreptul să spui. Dar nu prea vedem așa ceva, ce povestiți dumneavoastră, nu știu, nu prea se vede. Deocamdată nu se vede. În sfârșit, a cui a fost ideea ca regele să candideze la alegerile prezidențiale? Asta nu știu a cui a fost ideea. A fost o idee absolut absurdă. Am fost împotriva acestei chestiuni. Am vorbit cu Dan Amedeu Lăzărescu, care urma să meargă și să-l convingă pe rege în spiritul celor spuse de Radu Câmpeanu. Pe de altă parte, Coposu plecase și el în Elveția, unde era regele. La Versoa, ca să-l convingă să nu candideze. Să nu candideze. Dar regele a avut măcar o fracțiune de secundă. Niciun moment. Pentru că am vorbit cu el după aceea, zice, cum a putut să-și imagineze Câmpeanu treaba asta. Ați pomenit mai înainte de Dan Amedeu Lăzărescu. Da. Dumneavoastră spuneți Amedeu, Amedeu, dar toată presa română și presa peste română tot a fost greșește, Amedeu. Greșește categoric, pentru că el întotdeauna spunea Amedeu. Era tatăl vitreg al lui Tăriceanu. A fost între cei 12 întemeietori ai Partidului Liberal? A fost pentru că cu el m-am pus de acord să facem treaba asta, împreună cu alt fruntaș liberal, cu Sândulescu, când am venit în 29 decembrie 89. Păi zic, hai să facem. Zice, da, da, trebuie 12 membri fondatori. Și zic, suntem noi trei odată. Radu va veni și el peste câteva zile. 4. Și Dan spune, da, ar trebui să fie și un Brătianu, zice Ioana Brătianu din Franța. Fata lui Gheorghe Brătianu. Fata lui Gheorghe Brătianu. Dar apropo, cine a fost Brătianu Cartof? Brătianu Cartof era dintr-o altă ramură a familiei Brătianu. O ramură foarte laterală, așa. De unde a apărut, practic? Nu aș putea spune, eu trebuie să mă uit în arbole genealogic. A fost o prestație lamentabilă? Lamentabilă. Care a făcut
mult rău în nume lui Brătianu, da, nu? Da. Apropo, deci, de Amedeu Lăzărescu, da. L-am văzut la un moment dat într-o emisiune de televiziune. Era ca un trunchi bătrân care se îndoia cu un zgomot surd, da. Când trebuia să explice de ce a colaborat cu Securitatea. Da. Ăsta a fost un subiect insuficient analizat. Da. Colaborarea cu organele a foștilor deținuți politici. Depinde și de șantajele care s-au făcut asupra oamenilor. Exact. S-au făcut mari presiuni asupra lui. A fost plătit pentru asta? Nu. I-ați studiat dosarul de când sunteți la CNSAS? Da, am văzut. Dar dosarul lui Ionescu Chintus l-ați văzut? Da. Și el a fost colaborator? A fost. Și când a fost pus, ca al cuvânt nu găsesc, ministrul al justiției. Atunci nu se cunoșteau lucrurile astea. Nu cred că atunci când a fost ministrul justiției, nu se știau lucrurile astea legate de colaborarea... Numai securiștii puteau să știe. Iată, cine temporizează, cine e eminența cenușie în România, nu, temporizează când trebuie cunoscute lucrurile astea și când nu trebuie. Încă nu se cunoșteau, era foarte devreme când a fost ministrul de justiție. Știu că am avut o discuție cu el, îl cunoșteam foarte puțin așa și am venit de la Paris furios în țară pentru că el făcuse niște declarații undeva în Austria, unde fusese și Năstase, unde l-aprobase pe Năstase în tot ce spunea și venisem să vorbesc cu Câmpeanu. Câmpeanu era în ședință și l-am dat de el. Atunci, în fine, s-a prezentat el. Și zic, dar cum e posibil? Zice, domnule, eu sunt un soldat al partidului, mi s-a spus ceva, eu am executat ce mi s-a spus. Și deci, cu asta basta. Cu asta basta. Și nici lui Radu Câmpeanu nu i-a spus nimic. Nu. Radu era o personalitate interesantă, dar era în ultimul timp foarte mult influențat de fosta lui soție. Ea era, de fapt, destul de antimonarhistă, Dina Câmpeanu. Spunea, Iliescu e un bun, nu știu ce, în fine, poate e un om bun. Eu am fost coleg cu el de liceu. La Spiru Haret. La Spiru Haret. El era cu o clasă în urma mea, era un elev foarte bun. Știu și, nu știu, se bătea cu pumnii în piept pentru chestiuni de-asta, de doctrină sau de... Nu știu când, era la liceu. Când era la liceu, vorbim de liceu. Da, era foarte ponderat și... Da, un tip, în fine, asta a crezut el, asta crede el, că comunismul e... Mă rog. Deci, Dina era mai ciudată într-un fel. De exemplu, veneau diversi oameni români la Paris să luadă pe Radu și îi spunea, nu vorbiți prea tare românește. Zice, dacă ieșiți pe balcon, vorbiți franțuzește. Ne aud francezi aici și niște absurdități de genul ăsta. Nu prea simpatizați. Deci, era o femeie destul de inteligentă, dar formată, nu știu cum. La un moment dat vin eu în țară și văd o emisiune la televiziune, o doamnă liberală de undeva din nordul Moldovei, care a făcut în fine o declarație foarte bună, ziceam eu. Și eram la el în sediu, la partid. Și primește un telefon de la soție, care îi spune, s-auzea că vorbea tare. Cabinetul 2. Deci, cum asta care a spus așa, vai, și el, aoleo, zice, da, ce ne facem? Și ce stai, dar sunteți oameni serioși, și ce prostie asta? Ce? Zic, femeia aia, zic, a vorbit foarte bine acolo, s-a spus exact ce trebuia. Zice, ce știi tu? Tu ești acolo, departe, nu știi ce e aici. Bun, însă deci, el a fost un bun liberal. Deși asta nu v-a împiedicat să vă rupeți și să vă faceți alt partiduleț, ca să citesc din dumneavoastră. Mai ales tinerii liberali, făcuseră Partidul Național Liberal. Patriciu și Horia Rusu, cu care v-ați combinat. Și pe urmă s-a făcut Partidul Național Liberal, 1993. Și când ați plecat din partid, nu i-a părut rău? Nu v-a spus nimic? Nu, n-a spus nimic. Dar e normal asta? Nu știu, n-am discutat. Nu era normal să vă telefoneze, să spună, Dinule, de ce pleci? Nu. Din partidul pe care l-ai fondat în 90? Sincer. Nu. Nebunie. Nebunie. Vedeți câte lucruri se întâmplă în politică și ce urâtă e totuși politica asta. Vi se pare urâtă sau frumoasă? Nu e prea frumoasă. Și studierea dosarelor la CNSAS v-a modificat vreun pic viziunea asupra oamenilor? Mai degrabă mi-a confirmat anumite deci lucruri. Nu vă făceați iluzii? Nu. La altele, sigur, că am fost oarecum mirat. Pentru că oameni, de exemplu, care primeau sume mari de bani,
ca să facă servicii ale securității, totuși. Nu m-aș fi așteptat. Și există și niște chitanțe semnate. Înseamnă că s-a bucurat de mare apreciere. Nu, că devenise profesionist. Munca se plătește. Evident, e clar. Ați făcut vreun compromis major în viața dumneavoastră? Nu. N-aveți să vă reproșați? Nu. Asta e mare lucru. Deși ați fi putut, nu? Face niște compromise. Categoric, vai de mine. Mai ales în contactele cu securitatea. Se putea face, dar n-am făcut. La un moment dat, un colonel de securitate mi-a oferit, zice, ce îi spune dacă am reface noi Partidul Liberal? Zic, domne, asta nu se pune problema asta. Și zice, uite, păi să scrii un articol în Contemporanul, că erai tânăr, că te-ai înșelat în opțiune. Zic, nu scriu, domne, nu scriu așa ceva. Și după ce m-a mai chemat de 2-3 ori, zic, domne, uitați ce, eu fac greva vorbirii. Și a venit unde lucram. La Institutul Pasteur. La Pasteur. Ce erați angajat la Institutul Pasteur? Eram tehnician constructor. Și a venit ăsta de la securitate, care după ce am spus eu că refuz să mai vorbesc, a convocat birou de partid, cu sindicatul, conducerea, și spunea, a, păi știți cine e dânsul? Păi uite, nepotul lui Brătianu. E așa și pe dincolo, că a făcut și adres. Și la un moment dat, zic, uitați ce este dânsul. Spune unele lucruri într-adevăr reale, altele total imaginare. Vă las să discutați în continuare și eu plec. Și am plecat. Ați făcut figura asta și când erați student și v-au făcut o demascare la un moment dat, tot așa? Făcusem o lucrare de drept la drept în care mă împotrivisem pedepsei cu moartea. O lucrare de seminar care era o chestie politică. Pentru că tocmai se instaurase la noi în țară, în codul penal, pedeapsa cu moartea pentru delicte politice. Și prevalându-se de legea asta, zeci, sute de procurori, de judecători din România au trimis oameni la moarte numai pentru că aveau anumite opțiuni politice. Exact. Vi se pare normal să ai o pensie uriașă fiindcă ai trimis oameni la moarte? Evident că nu. Nu vă revoltă? Asta e. Asta e. Da. Doamne, cum puteți să spuneți asta e când e ceva profund nedrept? Este. Spun că e profund nedrept, dar ce posibilități ai să schimbi? N-ai. În sfârșit, era un amfiteatru plin, sute de studenți acolo care ne-au ovaționat, ne-au luat pe sus, ne-au purtat. După ce ați citit. Da, după ce am citit. A fost marele dumneavoastră succes științific. A doua zi s-a făcut o ședință de demascare la Facultatea de Drept. După urmă a apărut în Scânteia Tineretului, s-a spus la ora Tineretului la radio, nu știu ce, că 4 ticăloase elemente ale reacțiunii au fost exmatriculate din cadrul studenților cinstiți. Dacă ați fi trăit vremuri normale, da. Dacă nu s-ar fi întâmplat tot ce s-a întâmplat, ați fi ajuns avocat? Avocat. Sau? Sau mai degrabă profesor. Profesor de drept? Universitar, da, de drept. Asta v-ar fi plăcut? Da. Și ce v-ar fi plăcut să predați? Dreptul roman? Drept constituțional. Care ce înseamnă? Organizarea statală. Și de ce n-ați încercat după 95? Nu se mai putea. Nu se mai putea după 95. Pentru că era prea târziu. Dar spuneți-mi, o altă secvență, de data asta umoristică, ar fi secvența din 1962, când a fost criza rachetelor din Cuba. Pentru cei care am lipsit de la lecția asta, ce se întâmplase în 62? Ce era criza rachetelor din Cuba? Americanii descoperiseră că sovieticii au implantat niște rachete în Cuba, care erau îndreptate spre Statele Unite. Avioanele de spionaj american le-au detectat. Și atunci președintele Kennedy a reacționat, l-a chemat pe Hrușciov, domne, ce facem? Și până la urmă rușii au spus, bine, le reluăm, dar le luați și pe ale voastre din Turcia. Da. Erați la Institutul Pasteur. Da. Și? A venit un tip, zice, da, eu sunt de la securitate, de fapt vă rog să mă urmați, și m-a dus în Cismigiu și m-a lăsat acolo, era unul sub un platan, un tip așa înalt. Zice, domne, uite de ce te-am chemat. A stat pe bancă? Nu, stăteam în picioare. Ce crezi că vor face americanii? M-am uitat la el, zic, de unde să știu eu ce fac americanii? Și ce crezi? Nu cred nimic. Eu fusesem arestat în legătură cu o poveste de spionaj american.
și probabil presupuneau că mai am relații cu americanii. Dar și nu s-a dovedit, că v-au dat drumul repede și atunci. Da. Și a doua zi, telefon. Dom'le, te rog, vino tot la platana. Același om vă aștepta? Același om. Și ce fac americanii? Zic, dom'le, americanii sunt niște idioți, pentru că ei au toate posibilitățile să anihileze tot ce e acolo. Mai ales au baze militare în Cuba, au acolo, dar nu vor face nimic. Zic, sunt niște tâmpiți americanii. Asta i-am spus. Ca să-i dați o mică satisfacție. Până la treia zi, la fel. Păi zic, n-am spus el ce fac. A, da, bine, la revedere. Doamne, ferește! O săptămână, ce fac americanii? În fiecare zi v-a chemat? Absolut. Timp de o săptămână, da. Apăreați sub platan. Două minute, nu știu. Ce fac americanii, da. Și dumneavoastră? Dumne. Nimic, nu știu. Da. La revedere. Da. Nu e o secvență comică? Este. Bine, o definiție a comicului dată de Bergson. E du mécanique plaqué sur du vivant. Da. E amuzant timp de o săptămână să vă cheme sub platan. Da. Mai există platanul? Da. Azi l-am văzut. Nu se am trecut poate. Pe acolo. Vă dați seama cât o fi auzit platanul ăla? Da. Sunt niște imbecili americani. Dar de fapt nu gândeați așa. Ce ați fi făcut în locul lor? Sigur. Ați fi declanșat un război? Pe vremea aia nu aveau astea atomice rușii. Apropo de astea atomice rușii, ce părere aveți? Eu nu cred. Nu cred. E riscul prea mare pentru ei. Că a doua zi va fi Moscova un mormânt de ruine, nu cred că le convine. Mai aveți rezerve de optimism sau camara e goală, în sensul mersului istoriei? În general, da, optimist. Domnule Zampirescu, ați putea să-mi spuneți acum ceva care mâine să vă coste? Nu mâine, luni. Nu cred. Cum a pățit săracul Octav Joza, care era secretar de stat pentru deținuții politici și care a aflat de la televizor că nu mai este. Vi se pare normal? Absolut deloc. Și cum ați suportat aceste maniere? Nu am suportat, am cerut o audiență președintelui țării. Și fiind pandemie, mi s-a spus că toate audiențele sunt suspendate. Și s-a aplanat tot. Asta a fost totul, da. Pe Klaus Iohannis, când l-ați cunoscut? L-am cunoscut, evident, după ce s-a devenit președinte. Și pe Băsescu? Clientul dumneavoastră? Băsescu are o impresie greșită față de mine. El a votat împotriva mea. Din cei vreo 600 de parlamentari, am avut două voturi contra. Dintre care unul al lui Băsescu. Da. Eu am fost unul dintre oamenii care s-au opus acestei uniri a Partidului Național Liberal cu Partidul Liberal Democrat. El era președintele acelui partid. Eu eram în minoritate. S-a unit. Eu cred că el greșit a crezut că la un moment dat a fost unul din disidenții români, Vasile Paraschiv, muncitor. De la Brașov. De la Brașov, autentic disident. Care a fost decorat și a refuzat decorația. Exact. Și el a cerut ca la această ceremonie a decorației să fiu și eu prezent. M-a invitat să mulțumesc într-un fel, pentru că l-am susținut pe Paraschiv și în senătate și aici. V-a invitat? Și el acolo a făcut un poate se gândea show. El să fie un martor la treaba asta. Nu știu. În fine, eram de față când a refuzat decorația. Sau dumneavoastră i-ați dat ideea? Nu. Știați dinainte? Nu. Habar n-aveam. Ori șeful de cabinet al lui Băsescu a venit imediat la mine. Zice, nu așa că știați despre. Nu aveam nici cea fac și eu acum ca la platan, știați? Vă mai întreb peste un minut. Absolut nicio idee. Noi am spus, nici n-am discutat despre Băsescu. Ați rămas perplex când ați văzut gestul ăsta? Absolut. Și vi s-a părut un gest inspirat sau un gest neinspirat? Era, în fine, în ca să zic așa, optica unui disident, da, se poate accepta. Și a rămas cu această idee. Eu eram președintele Institutului de Memorie Exilului Românesc. Care nu mai există. Care a fost desființat, adică a fost comasat cu un alt institut. Spunându-se că Fondul Monetar Internațional se îngrijorează că sunt prea multe institute în România. Dar, mă rog, Băsescu, în fine, a fost găsit că a colaborat. A fost găsit? L-ați găsit? Da, bine. Nu eu. Și probele sunt clare. Singurul lucru ciudat în toată povestea asta este următorul. Cum putem să ne imaginăm
că cineva n-a știut de chestia asta și că un om a fost ales de două ori președinte fără ca aceste dosare să existe și să se știe. Nu, să știți că era destul de greu de găsit. De ce? Pentru că dosarul lui a fost ars. Există procesul verbal de ardere unde a spune... A fost ars unul. Și s-a găsit într-un dosar al unui coleg al lui un denunț făcut de el, semnat de el, holograf. Celelalte care nu sunt holografe nu se țin cont de ele, că oricine putea să scrie nu știu ce. N-aș crede că aceste dosare și profilul lor nu era cunoscut și înainte. Nu era cunoscut. Nu era cunoscut. E greu de crezut. Da, de unde să fie cunoscut? Cine avea aceste dosare? Cine avea aceste dosare? Cine le are și astăzi? Acum le are CNSAS-ul. Numai CNSAS-ul? Nu. Serviciul Român de Informații, da, nu are? Are dosare de care mi se tot dau. Exact. Ei ne tot dau. Vă dosare. Tot dau, selectiv și într-un ritm propriu, nu? Da, dar mai există și un alt serviciu care și ăla mai trebuie să dea nu, dosare. Dar... SIE, de exemplu, care n-a dat prea multe. Nu ați avut nicio clipă impresia că devoalările astea sunt făcute selectiv, după o ritmică gândită, nu sunt pe principiul haosului. Nu. Și pac la război. Exact. Asta întâmplător s-au găsit. Să nu-mi spuneți, de pildă, că demascarea Monei Musc a fost întâmplătoare. Ea a fost organizată la momentul potrivit. Pentru că el jena pe Băsescu. Deci aici acceptați ideea. Băsescu cum a avut acces la dosar și să-l lanseze pe piață și să oprească o carieră politică? Una, astăzi, cu dosarul respectiv, n-ar mai fi fost considerată ca colaborat. De ce? Pentru că nu are toate elementele care impun colaborare. Și acum câțiva ani, cum de tot partidul a votat ca să o dea afară? Habar n-avea partidul ce e acum. A primit o dispoziție și a dat. Cea mai importantă secvență, am lăsat-o ultima, da. Secvența reînhumării brătienilor. Deci, un brătianu la 87 de ani a fost dus la Sighet, a murit după 3 luni, alt brătianu a murit după 3 ani tot la Sighet și peste câțiva ani au fost reînhumați. Au fost reînhumați la cererea familiei, mai ales a familiei lui Gheorghe, care era în străinătate. Copiii lui Gheorghe au cerut treaba asta. Cei de aici n-au fost ascultați, că și Dan și Onii Brătien au făcut o mulțime de memorii în sensul ăsta. Și în sfârșit au fost deshumați de la cimitirul din Sighet, unde s-au primit niște indicații exact unde erau, au fost deshumați și aduși la Florica, unde era domeniul brătienilor. La Ștefănești, județul? Argeș. Și acolo, capela familiei Brătianu a fost destinată să fie Biserica Comunei Ștefănești. La treaba asta a fost invitată familia, un număr limitat. Ne-am prezentat acolo. Noi eram cam 14 persoane și vreo 30 de securiști și cu un fotograf, care ne-a fotografiat pe toți și pe urmă pe fiecare în parte. Și au fost o slujbă religioasă, erau niște oseminte. Pentru mine, care am mai studiat și criminalistică, în fine, mi-a fost destul de simplu să detectez forma craniilor. Gheorghe avea un craniu cu o formă specifică, Dinu la fel. Nu toate craniile sunt la fel? Nu. Doamne. Și erau descoperite osemintele? Da, sigur că da. Valeriu Anania mi-a spus, fericite oasele pe care le mai vede odată lumina soarelui. Și le-a pus așa, în criptă? Și eu am fost cel care mi-am bătut niște cuie la aceste coșugele. Ați pus capacul cine... și le-ați bătut cu el. Da, eram cel mai tânăr de acolo și după ce s-a făcut slujba, s-a coborât cu sicriele în criptă, unde era un loc gol acolo și s-a zidit, se puneau cărămizi să se zidească și fotograful securității, fiecare cărămidă care se punea era fotografiată acolo. De ce? Păi nu știu, era acolo. Ne-a Ați găsit dosarul la CNSAS? Am găsit. Și cu pozele tuturor participanților? Da. Și de ce li s-a refuzat inscripția atât de frumoasă? Da. Au murit în credința lor. În credința lor. Familia s-a adresat oficialităților, în fine, guvernului și
Patriarhiei. Și cine a răspuns a fost Patriarhia, care a refuzat. Trebuia să cere aprobare ca să scrii da, ceva pe o criptă? Da, pentru că era biserica, biserica comuniștă fănești, care ține de Patriarhie acum. Și când familia a propus, au murit în credința lor, da. Credeți că s-au referit la credința ortodoxă sau la anticomunism? La credința politică, probabil că s-au referit. Și da, s-au refuzat. Dar m-a marcat, efectiv, chestiunea aia, bătutul ăla coșugelor acolo, capacele pe coșuge și oameni care, na, i-am cunoscut și am avut de face cu ei. Și la asta ați putut spune, asta e? Păi, ce e răspuns? Spuneți-mi, după dumneavoastră, care e cel mai important lucru al unei vieți? Să nu regreți niciodată ce ai făcut.